Salutare tuturor și bine v-am regăsit din nou la Faze Shock. Astăzi vreau să fac un nou videoclip, dar ceva mai special față de ce am eu în canal. Și cred că acest videoclip este foarte bun pentru toată lumea, ca să știm cu toții cum se ține telefonul corect în mână când filmăm cu telefonul. Dacă mă întrebați de ce fac acest videoclip, vreau să anunț pe toată lumea că primesc de la voi foarte multe videoclipuri amuzante, dar din păcate sunt filmate incorrect și asta este un lucru foarte rău și de aceea am decis să fac acest videoclip. Uite, ca drept exemplu, acum filmez ca la varianta 1, adică am întors telefonul pe lat și aceasta este varianta corectă cum se ține telefonul în mână când filmăm cu telefonul. Această filmare este făcută cu telefonul pe lat, adică varianta 1, și acum am obținut o filmare excelentă, adică se vede absolut pe tot ecranul. Este o mare diferență între cele două variante, deci vă recomand cu mare drag de acum înainte când filmați cu telefonul să-l întoarceți pe lat pentru a obține cele mai bune rezultate. Deci, acum atenție, vedeți cum filmez eu acum? Îmi vine foarte ușor să țin telefonul în mână, dar este cea mai rea variantă pentru filmat. Și acum am să spun și de ce. Uite, această filmare este făcută cu telefonul în mână ca la varianta 2 și vezi cum se vede? Numai o treime din tot ecranul și este clar și limpede că nu este ok. Deci clar, să nu mai filmați niciodată ca la varianta 2. Întotdeauna să întoarceți telefonul pe lat. Dragi prieteni, cam atât și mulțumesc că m-ați urmărit și dacă nu te doare mâna, poți să dai și tu un like acolo la Faze Shock.